A fost greu, foarte greu. Pentru mulți dintre noi, pandemia asta apărută peste noapte în 2020 va fi cea mai grea încercare prin care vom trece vreodată. Eu, de exemplu, nu mi-am văzut părinții de un an și jumătate și mi-e dor de ei și sufăr că ne vedem doar pe apelurile video, că nu mi-am petrecut sărbătorile cu ei, așa cum eram obișnuiți. Și asta pentru că am vrut să-i protejez. Am trecut prin atacuri de panică, prin incertitudinea care ne-a înconjurat pe toți. Așa că mă bucur că UNICEF a inițiat această campanie pentru conștientizarea sănătății mentale în acest context al pandemiei. Și vreau să le mulțumesc prietenilor care mi-au fost aproape în momentele de anxietate, de tristețe, dar și de bucurie, pentru că au fost și astfel de momente. Fără ei, mi-ar fi fost și mai greu. Ar fi fost îngrozitor de-a dreptul. Dacă și tu ai trecut prin momente asemănătoare, poți găsi mai multe despre campania Spuneți Oful pe site-ul UNICEF România.